Bună, Capricorn, și mă bucur să te am aici alături de mine. Aceasta este citirea ta pentru luna mai 2024. Ține cont de faptul că aceasta este o citire generală pe zodii și e posibil ca citirea sau porțiuni din citire să nu rezoneze cu tine. Dar dacă rezonează, dă-mi te rog un like, abonează-te canalului și apasă pe clopoțel pentru a primi notificări dacă nu ai făcut acest lucru deja. Dacă îți dorești ca la finalul citirilor să fii următoarea persoană care va primi o scurtă citire personală, nu uita să menționezi prenumele și numele tău în comentariile din acest videoclip. Cine știe, poți fi chiar tu de data aceasta. Acestea fiind spuse, invoc aici energia arhanghelilor și a îngerilor iubitori și preaputernici să ni se alăture, să ne ghideze și să ne protejeze în acest spațiu comun. Și care este mesajul pentru zodia Capricorn din acest oracol? Mesaj pentru această lună mai. Foarte interesant, chiar zodia Taur, lună plină în Taur pentru acest sezon al Taurului. Detoxifiere. Se pare că ai parte de o detoxifiere în viața ta. La baza pachetului văd de asemenea și primul pătrar de lună în rac. Mergi înainte prin orice insecuritate pe care tu poți să o întâlnești. Văd de asemenea și faptul că ai o anumită viziune și poate să ți se deschidă cel de-al treilea ochi. Ok. Mergi înainte. Și detoxifiere, eliberează-te de ceea ce este negativ. Mai vreau, înainte de a merge la tarot, vreau și un mesaj din acest oracol al frunzelor de ceai, mesaj pentru zodia Capricorn, care este mesajul pentru Capricorn. A venit roata, indecizie. Parcă permiți ca viața ta să se desfășoare așa, fără niciun scop, fără niciun obiectiv în această perioadă, pentru că, da, este vorba despre această perioadă. Nu cred că la tine, Capricorn, merge așa, fără niciun obiectiv. De regulă, ești cel care țintește cât mai sus. De asemenea, la baza pachetului văd aici portița. Poate fi cineva în jurul tău care acționează la modul acesta. Văd ușa, portița, oportunități care te așteaptă. Oportunități care te așteaptă, dar tu ceea ce trebuie să faci este să mergi înainte prin orice nesiguranță, să răzbești cumva prin tot ceea ce înseamnă nesiguranță, lucruri care nu merg în favoarea ta în această lună, pentru că se poate să se întâmple și astfel. E o perioadă, cum am spus, de detoxifiere. Poți de asemenea să iei atitudine în ceea ce privește dieta ta cu această carte Detoxify. Văd la tine, Capricorn, multă grijă în alimentație, iarăși. Și nu neapărat pentru a pierde în greutate, cât foarte mult pentru sănătatea ta. Ceva sănătos. Ok, hai să vedem acum mesajele din partea tarotului pentru tine. 4 de bâte, foarte frumos. 4 de bâte vine la baza pachetului ca energie generală a acestei citiri și aduce multă stabilitate. Poți să ai de-a face și cu un trio, să știi că avem acest 3 de spade și nevoia de a lua o anumită decizie, Da, nevoia de a lua o anumită decizie. Simți că ai prea multe pe masa ta de lucru, simți că ai prea multe pe umerii tăi.
Există pasiune aici, foarte multă pasiune, dar acest cavaler, de fapt, de bâte, nu este foarte matur. Vorbește despre aventură, dar poate fi și cald și rece, așa. Poate fi multă bucurie în viața ta în această perioadă cu acest 4 de bâte. Ok, hai să vedem pe mai departe. 8 de bâte, multă comunicare. Hierofantul, zodia taurului. Regina de bâte în subconștientul tău. Magicianul în trecut. 5 de cupe în mintea ta. 2 de bâte în viitorul apropiat. Asul de spade în starea ta emoțională din această perioadă. 7 de spade în ceea ce vine din exterior, ceea ce speri sau lucrul de care tu te temi este 9 de monede și avem cavalerul de cupe în ceea ce vine în direcția ta, rezultatul posibil obținut pe final de lună mai. Ok. Hai să clarificăm. Te temi că cineva poate să își aleagă independența în această relație, pentru că văd acest 9 de monede în frica ta, această frică, nu știu, că poate cineva își alege independența, dar totuși starea ta, de fapt situația din această perioadă, din acest început de lună, arată această comunicare, poate cu un săgetător. Avem această energie a optului de bâte, energie de săgetător în special. De ce 8 de bâte? 8 de bâte și este clarificat de 9 de bâte, o progresie. Aici avem, există comunicare aici, dar și o stare așa de război, de tensiune, de decepție. Poți să afli un anume secret pentru unii dintre voi. Hierofantul este în această poziție a blocajului sau ajutorului vostru. Hierofantul vine cu energie de stabilitate, reprezintă zodia Taur, zodie fixă, dar vine și cu valori tradiționale, vine și cu angajament serios. De ce Hierofantul? 10 de cupe, un anume angajament față de cineva pentru care simți totul, simți că este persoana potrivită. Și cred că asta este în ajutorul tău, deși tu treci printr-o anume stare cu acest 9 de bâte. Ați trecut prin multe, poate amândoi, în această conexiune, pentru că văd că este vorba despre o conexiune cu acest hierofant și 10 de cupe. Totuși, aveți parte de un nou început aici. Regina de bâte este în subconștientul tău. Regina de bâte reprezintă un semn de foc, poate reprezenta și cealaltă femeie, dar semn de foc, leu, berbec, săgetător, o ființă foarte pasională care emană atracție și magnetism prin toți porii. Și văd 10 de bâte și 6 de cupe. Îți dorești victoria aici, vei depune mult efort în această legătură cu această persoană, posibil din trecut, poate fi, cum am spus, un semn de foc. Victorie cu această persoană. Succes, să fiți împreună. Și vei depune efort aici. Magicianul este în trecutul tău. De ce magicianul? Doi de cupe. Poate o legătură de suflet, de pereche, ceva care s-a încheiat. Magicianul manifestă. De asemenea, magicianul poate fi un gemen sau o fecioară cu care în trecut să fi încheiat ceva din cauza unei decepții aici. Cineva nu a acceptat o anumită ofertă.
în mintea ta, faptul că această persoană poate nu a acceptat această ofertă ți-a provocat dezamăgire. Pentru că văd acest 5 de cupe în mintea ta. De ce 5 de cupe? De ce 5 de cupe? 10 de spade, te simți trădat, te simți trădată, dragul meu Capricorn. Dai dovadă de multă grație și multă putere, pentru că tu ești o zodie foarte puternică, dar în sinea ta, în interiorul tău, e această dezamăgire, această trădare. Hai să văd ce s-a mai întâmplat aici, ce ai tu în mintea ta. Împărăteasa. Vrei să ajungi la acest rang de împărăteasă? Vrei să ai parte de creștere, de un nou început aici cu această persoană? Poate fi o balanță sau un taur, în special taur, pentru că avem și hierofantul aici. Totuși, în viitorul tău aveam acest doi de bâte care vine cu planuri, poate veni și cu călătorii, dorința de a călători. De ce doi de bâte? Ce vrea să spună acest doi de bâte? Lumea, vrei să lași în urmă aventurile? Poate fi și o distanță aici. De asemenea și dorința de a călători la distanță, da, în lume, de a vedea lumea, de a poate să fie un vis al tău, ceva care îți aduce multă pasiune, care îți activează și te energizează, ceva, un vis al tău, cum spun aici, cu acest card steaua. Dar posibil și să lași în urmă aventurile, să nu îți dorești doar o aventură cu această persoană, să îți dorești totul, ok? Și asta să te pună la răscruce de drumuri în această situație, în viitorul apropiat. Asul de spade este în starea ta emoțională, tu ai parte de multă claritate. Asul de spade, cum am spus, vine cu claritate, dar și cu o victorie, trei de bâte. De asemenea, și pui punct la ceva anume, pentru că văd acest trei de bâte, te îndepărtezi de ceva anume. Poți să inițiezi, pentru că asul de spade, da, inițiază conversații cu claritate, cu onestitate, cu adevăr. Dar asul de spade vine și să pună punct și asta îți poate aduce ție victorie, te poate înnobila, dacă pot să spun așa. De ce trei de spade, de bâte, scuze, de ce trei de bâte, ce vrea să spună acest trei de bâte în starea ta? Patru de bâte, iarăși o progresie aici avem, de la trei de bâte la patru de bâte. Patru de bâte vine cu energie de flăcări gemene, e o atracție foarte puternică aici, vine și cu energie de sărbătoare, de sărbătorire, dar am spus că acest trei de bute poate fi faptul că tu ai întors spatele la această conexiune, ai pus punct, pentru că există aici ceva ce... ceva ascuns. De ce șapte de spade în energia care vine din exteriorul tău, această persoană care se eschivează, care acționează pe ascuns, care are poate secrete, este cartea hoțului, vine cu conflict, vine cu gelozie, vine cu... Da, e o persoană care poate să fie îndrăgostită de tine, dar... cu acest rege de cupe, dar vine și cu conflict și cu această energie de joasă vibrație, cu șapte de spade, cinci de bâte. De ce aceste cărți în exteriorul tău? Asul de bâte. Cineva care vrea pasiune și vrea succes cu tine, vezi tu? Vrea reuniune, vrea întâlniri, dar poate să aducă și această energie de trei de cupe, de trio. Tu, în speranța ta, acum m-am răzgândit când am zis că aici poate fi frica ta, acest nouă de monede, te vezi în această energie de
9 de monede. De ce 9 de monede? Ce vrea să spună acest 9 de monede în această poziție? 2 de bâte, faptul că te afli la o răscruce de drumuri și faptul că te simți izolată și îți dorești în același timp independența, îți dorești să decizi pentru independența ta. Totuși, în rezultatul posibil obținut de la sfârșitul acestei luni, luna mai, avem cavalerul de cupe. Cavalerul de cupe vine cu mesaje, este cavalerul curtenitor, este cavalerul care aduce dragoste. De ce cavalerul de cupe? Acest poate semn de apă sau gemeni fecioară care vine cu dragoste în direcția ta, posibil tu să nu primești această cupă a cavalerului de cupe. Văd eremitul, zodia fecioară reprezintă și 8 de cupe. Să te îndepărtezi. Cineva, vezi tu, are un nou început aici, dar nu știu dacă ești tu. Pentru că văd și acest 8 de cupe sau această fecioară se îndepărtează. Te gândești la această persoană, te gândești foarte mult, mai ales odată ce soarele intră în zodia Gemeni. Văd o schimbare aici pentru tine. Dacă la început întorci spatele, pentru că vedem acest as de spade, 3 de bâte în starea ta emoțională din această lună, pe final de lună parcă te răzgândești. Ok. Sau cineva se răzgândește aici și vine cu mesaje, vine cu dragoste. Interesant. Ok, pentru Capricorn, acum, citirea personală este pentru Andreea Vintilă. Andreea, dacă ești aici cu mine, te rog să rămâi pentru citirea ta. Și să vedem, draga mea, care este energia ta, care este energia ta în această conexiune, care este energia ta. 10 de spade, te simți trădată din cauza acestei, îți dorești această oportunitate, acest nou început tangibil, te simți izolată, vrei să iei o anumită decizie, poți să ai de a face și cu un scorpion, simți că lucrurile s-au prăbușit, care este energia acestei persoane? Care este energia acestei persoane? 10 de monede. Un alt 10, dar de data aceasta 10 de monede își dorește să manifeste această stabilitate între voi, acest angajament serios, această conexiune puternică pe care o simte și dorește să o manifeste, dar poate fi și ceva în secret aici. Pentru că am văzut Marea Preoteasă. Care este sfatul divinității în această situație pentru tine, draga mea Andreea? Văd Marea Preoteasă și Regina de Bâte. Să ții lucrurile în secret. Marea Preoteasă este și mai solitară, mai retrasă, să te retragi poate din această situație, să îți asculți iarăși intuiția, pentru că îți vorbește, tu ești conectată la intuiția ta, doar că nu știu dacă îți iei timp pentru a-ți o asculta. Viitorul posibil în această situație, care este viitorul posibil în această situație? 7 de bâte, cineva trasează granițe, cineva... parcă nu dorește să se implice în această energie de trio, pentru că am senzația că este vorba despre o energie de trio aici. Ok, tu ai să-mi spui dacă este așa, dacă urmărești acest mesaj, te rog chiar să-mi lași un comentariu în secțiunea de comentarii. Nu uitați, dacă rezonați cu aceste mesaje, să vă abonați canalului, să-mi lăsați un comentariu,
îmi lăsați un like pentru că mă ajută foarte mult și ajută algoritmul YouTube-ului să descopere aceste videoclipuri. Eu vă aștept și pentru citiri personale, sunt deschise, îmi puteți scrie pe adresa mea de e-mail. Vă mulțumesc și vă îmbrățișez cu drag și recunoștință și ne vedem curând. Pa, pa!